În sesiunea august-septembrie 2019 a examenului național de bacalaureat s-au înscris 1630 de candidați din județul Suceava, iar 433 au lipsit, potrivit rezultatelor publicate marți de Ministerul Educației Naționale, înainte de soluționarea contestațiilor. Dintre cei prezenți, doar 362 de candidați au reușit să obțină cel puțin media 6 la probele scrise pentru a promova examenul. Contestațiile au putut fi depuse în cursul zilei de 3 septembrie, în intervalul orar 12-16. Soluționarea contestațiilor se face în perioada 3-6 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 septembrie.